Marcel Ciolacu nu exclude o alianță între PSD și PNL. Singura piedică este că PNL nu vrea acest lucru, cel puțin asta a dedus din declarațiile publice ale liberalilor. Mai mult, tot o deducție a liderului PSD a fost că PNL nu se află în acest moment printre preferințele românilor în ceea ce privește alegerile din 2024. V-am spus, putem avea o coaliție sau o alianță. Am înțeles din răspunsul celor de la Partidul Național Liberal că nu se dorește acest lucru. Mă bucur că mi-au spus din timp că aveam, la un moment dat, vreau să-i strâng pe colegii mei într-un Consiliu Politic Național să discutăm acest aspect. Și acum nu mai e nevoie. Acum nu mai e nevoie. Am văzut și eu răspunsurile publice. Cred că ce mai important e rămâne. Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România și Partidul Național Liberal, care nu-i prea confortabil în acest moment în sondajele de opinie, da. E problema dânșilor, nu este problema. De asemenea, politologii nu văd cu ochi buni o candidatură a lui Nicolae Ciucă la prezidențiale. Ar fi un total dezastru electoral. Deja o parte din motivul pentru care liberalii se scufundă este că sunt lipsiți de orice fel de lideri, da? Începând cu domnul Ciucă, care cred că mulți oameni din România nici nu știu că el e șeful Partidului Liberal. Că e prim-ministru, ar fi auzit că mai apare din când în când la televizor. Dar sunt convinsă că are cea mai căzută rată de cunoaștere a cine este prim-ministru și cine e el și ce vrea el și ce valoare are și nu știu ce. Deci, nu.